La finalul acestei săptămâni, echipa de hockey Steaua București are programate două noi jocuri în campionatul național de seniori. Sâmbătă și duminică, în incinta patinoarului din Brașov, elevii lui Nelu Alexe și Răzvan Lupașcu vor întâlni pe ACS Sapienția. Cum apreciați evoluția echipei dumneavoastră din prima parte a acestui sezon? Am încredere în ei și să vedeți că vor face rezultate și mai bune decât până acum. Răspund foarte bine la pregătirea care am început să o facem și rezultatele se văd. La ce să ne așteptăm în cele două jocuri cu Sapienția? După jocurile care le-am efectuat cu Sport Clubul și cu Brașovul, noi mergem la orice etapă de campionat, mergem la victorie. Cu două victorii obținute până acum în acest sezon, cu Corona Brașov și Fenestrela 68 și întărită recent cu 7 jucătorii ruși, Steaua speră ca la finalul sezonului regulat să se claseze în zona locurilor 1-4. Cum te simți în colectivul echipei Steaua? Mă simt bine. Colectivul este prietenos, ne-a întâmpinat frumos. În principiu, nouă ne-a plăcut totul. Totul a fost minunat. Ce obiective v-ați propus cu cea mai iubită echipă de club din România? Noi ne-am propus să progresăm la fiecare meci. Fiecare meci al nostru devine mai bun. Și mergând din victorie în victorie, noi luptăm împreună. Ce știi despre hockeyul românesc? Eu știu că Steaua în trecut mereu câștiga campionatul României. Echipa practic nu avea rivali, deci era percepută ca cea mai titrată și puternică echipă. Și noi ne dorim ca echipa să fie în continuare percepută la fel de puternică cum a fost. Partidele dintre Steaua București și ACS Sapienția vor avea loc sâmbătă și duminică de la orele 18:30 și vor fi transmise în direct pe canalul de YouTube Steaua TV.